Bună copii! Vă spun un bun venit la colțul cu povești! Tot pe drum! Într-o dimineață, tati a anunțat că erau deja în Marea Roșie. Amy era încântată. Știa că vaporul lor trecea chiar peste locul prin care Dumnezeu făcuse un drum uscat prin mijlocul mării pentru israeliți. Își imagina pereții de apă de o parte și de alta a cărării care apoi s-au prăbușit peste egipteni. Când poporul Israel a ajuns în siguranță pe malul celălalt. Apoi, vaporul a intrat pe un canal care leagă Marea Roșie de Marea Mediteraneană. Fusese făcut astfel ca marinarii să nu mai fie nevoiți să înconjoare Africa ca să ajungă în Marea Mediterană. Deși este lung de doar 140 de kilometri, este foarte îngust. A fost nevoie de 15 ore să îl traverseze. Pasagerii stăteau pe punte, uitându-se la satele și la oamenii care trăiau pe malurile canalului. Tati le-a arătat apoi un munte lângă care își instalaseră tabăra israeliții și unde Dumnezeu le spusese cele 10 porunci. Ce emoționant! În sfârșit, erau în siguranță în Marea Mediterană. Aproape de locurile în care trăise Iisus și de multe locuri în care fusese apostolul Pavel. Într-o dimineață, tati i-a arătat lui Amy o țară de pe hartă care arăta ca o cizmă lungă. Era Italia. Vasul lor avea să se oprească într-un port de unde puteau merge să vadă un oraș. Pompeii, care fusese îngropat sute de ani sub cenușa vulcanului Vesuviu. Acesta a erupt și a împrușcat lavă din pietre topite. Amy a văzut muntele și fumul care ieșea din vârful lui. O să mai erupă vreodată? A întrebat ea. Nimeni nu știe când erupe un vulcan, îi răspunse tati. Amy a fost tot cu ochii pe vulcan, în timp ce s-au plimbat cu toții prin oraș. Ar fi vrut să se grăbească și să se întoarcă pe vas. Apoi au pornit înspre Anglia. Amy a continuat să se gândească la micuța ei prietenă și la cât de mult îi plăcuse scaunul balansoar. Apoi i-a venit o idee pe care a discutat-o cu mami. Oricum o să crești și curând nu o să mai încapi în balansoar, îi răspunse mami după ce se gândi puțin. Amy dădu din cap. O parte din ea voia să păstreze balansoarul, dar o altă parte voia să îl dea fetiței. Acum știa exact ce avea de făcut. Mami, te rog să îi întrebi pe părinții fetiței dacă le-ar plăcea să le ofer scaunul meu balansoar. Și mami i-a întrebat. Ce încântată a fost fetița împreună cu familia ei de cadoul atât de altruist al lui Amy. I-au mulțumit de multe ori și au fost cu toții foarte fericiți când și-au făcut cu mâna la ajungerea în Anglia. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!